Caliopele intră din nou în bătălie. Fuuu, a picat și Berge Tiger-ul este foarte vulnerabil în momentul în care repare, iar când aduce la viață un Panther, ia ceva timp și un timing foarte, foarte bun pentru acel baraj de Caliope. Un nou baraj încearcă să distrugă și acel... cât pe aici. E oricum este Mangine Destroyed și AT-ul își face treaba și rezolvă extraordinar de bine jucat. Când, la începutul meciului, când am văzut cât armură era din partea germanului, am crezut că americanii vor ceta. Înțeleg de ce lumea a votat acest meci ca fiind unul extraordinar. Acești Volks reușesc să intre în baza aliată și să fură un AT foarte frumos. Ai bine plătut să portă cu aceste bume, însă să nu uităm, este un scoate Rangers. Și acest Rifleman reușe să arunce două Sticky Bombs. Damage de engine, Immobilize, cum aceea va reuși să scape, nu știu. Însă King Tiger este la datorie. Nu cred că se joacă Annihilate în acest match. Oricum vrea să pună presiunea necesară pe jucător american și să încearcă să libereze această zonă ca Panzer să poată să vină și să recucerească punctul de victorie și punctul de benzină de acolo. Vedem Hummel-ul deschizând focul, însă aici nu mai există infanterie. Totuși americanul este în situație destul de gravă și vedem că nu dorește să plece cu acele M10-uri pentru că este prea mult armor. Însă Caliopele foarte bine pun presiunea pe care pot să o facă. King Tiger-ul însă spune ok, fuck you, pardon de expresie, dar eu rămân aici. Și M10-urile intră într-un final în acțiune. Să vedem ce vor reuși să facă. Sunt totuși 3 ștuguri și foarte, foarte bine intră în atac în momentul în care Caliopea a deschis focul. Aceste ștuguri sunt întoarse cu spatele. Unde sunt restul de M10-uri? Să vedem cum vor reuși să facă mai sunt acești Rangers aici. Și un ștug a căzut. Foarte frumos acest AT. Și o salvă de la Hummel. Cred că ar fi fost prea bine. Totuși sunt și tankuri germane aici. Încă un M10. Nu cred că țin, dar fi King Tiger-ul foarte frumos jucat, artilerie din partea aleată sau germană. Nu spune că a dat un V1. Nu, este artilerie. Extraordinar. Rămâne cu toate M10-urile în viață. Back. Ce frumos jucat. Extraordinar. Iarăși... fantastic! Bravo băieți, extraordinar! V3 pe acest M10, un match demențial până acum. Demențial, vedem acea abilitate de artilerie din partea panțării de care vă spuneam. Însă M10-urile și-au făcut treaba, sunt eroi. Sunt eroi al armatei americane, atât pot să spun. Un match extraordinar jucat și gândit de către cei doi aliați. Să vedem însă cine va câștiga acest match, pentru că mai au văzut germanii împinși și au reușit să câștige încă o pumă distrusă acolo. M10-urile astea trebuie neapărat reparate, mai ales acesta de V3. Sunt foarte, foarte fragile și sunt bune doar în număr mare. Vedem încă un M10 de partea americană. Și între timp, când noi am urmărit acea luptă, Panzer Elite a intrat în acțiune, așa cum vă spuneam, încearcă să distrugă aceste Caliope care sunt o mare, mare problemă în momentul în care deschide acel baraj. Să vedem dacă va reuși să o facă, mai mult ca sigur acești Riflemen vor putea pune un Sticky Bomb pe acest Panther. Damage de engine, va reuși Pantherul să distrugă. Cei Rangers trebuie să-și facă treaba. Și altă sau out of control. Păcat, era un V1, o Caliope de V1. Să vedem dacă Panther a reușit să scape. Nu, rămâne aici un baraj de Nebelwerfer. Ce lovitură de la Hummel, distruge acel squad de Rangers. Și cred că și această Caliope de V2 va cădea. Mare, mare păcat. Da, a căzut și ea. Și deja V2 pe acest Panther. Avem un vet ofensiv și unul defensiv. Frumoasă distragere aici, însă pierde acestui King Tiger. Pentru că este Panzer Elite-ul, cred că putem să-l vedem iarăși pe câmpul de bătălie. Trebuie să văd dacă mai există acel Berge Tiger, nu a fost distrus, dar oricând poate fi reconstruit. Panther Battle Group aici. Să vedem dacă aceste M10-uri, cred că a căzut M10-ul de V3.
cred. Pershing și în momentul în care apare acest Pershing, permiteți-mi să trec de partea aliată, de partea lui Simon, să vedem ce va reuși să facă cu el. Nu uitați, există două pantere și un ștug, încă un ștug aici, deci va fi destul de greu, trebuie să aibă ceva suport singur, nu va putea face la atâtea blindate germane care sunt toate grele, nu mai există blindate ușoare în acest moment al jocului. Vedem că americanii sunt la 131 de puncte, iar nemții la 381. Sunt curios exact ce se va întâmpla. Ați văzut cât de interesant e această hartă, acțiune din primele clipe ale meciului și cred că o să încercăm și noi cei din grupul de Koch de pe Steam să o jucăm mai des, pentru că din câte văd eu sunt meciuri epice, este și meritul jucătorilor aliați pentru că ne-au oferit acest meci. Vedem 3 pantere! Acest Pershing este în mare, mare belea, nu prea are cum să facă față la atâtea pantere. Să nu uităm și de acele ștuguri. Hummelul deschide focul, foarte frumos baraj din partea Hummelului. Într-una îl obligă pe american să aibă mare grijă cu aceste blindate care sunt Tank Hunter, sunt foarte, foarte ușoare. Vedem că și ștugul intră în acțiune, 3 ștuguri de partea jucătorului de Wehrmacht și 3 pantere de partea Panzer Elite versus 2 M10-uri și un Pershing. Nu cred că sunt șanse prea mari. Vedem că jucătorul american încearcă să facă măcar ceva vet pe acest Pershing pentru a oferi un damage mai mare. Nu uitați la americane, orice vetă care îl puneți merge spre partea de damage nu de a primi, mă rog, mai mult armură, viață, etc. Și acum Pershing-ul este încoțit de către 2 pantere tankuri care sunt pe half health și dacă va putea face un micro cât de cât bun. Dar sunt cu vetul de defensiv și vedem flancul. Ce frumos, un M10 vine la întâlnire. Să vedem dacă pică acest pattern. Extraordinar jucat, extraordinar, prieten. Main gun destroy pe acest panther, să vedem dacă vor reuși să-l distrugă. Da. Trei ștuguri vin la suport, vet 2 pe ele, pantherul este la 25% viață, ceva de genul ăsta. Dar nu există muniția. Până la urmă există muniția de reparație pentru acest păr și să vedem dacă reușește să scape. De aici este crucial să scape. Este crucial să scape. Din păcate acest M10 nu va putea să mai trăiască prea mult. Se va sacrifica pentru acest Pershing. Dar a căzut și Pershing-ul. Iar acest M10, ce să mai faci când sunt 3 ștuguri de V3 și un Panther. Nu poți decât să te rogi să-ți faci tatăl nostru Harakiri, mă rog. Ne întoarcem la meci și americanii sunt acum într-o situație foarte, foarte grea. Încă un M10, însă un M10 nu are ce să facă versus atâta armor. Trec de partea germană acum, Siberian Platoon. Vedem exact ce se mai întâmplă pe hartă. Avem un Half-Track care încearcă să decapeze niște puncte. Nicio șansă, ștucurile sunt la post. Se vor începe reparațiile pe ele și uitați cât de bine arată aceste tankuri în momentul în care sunt upgraded. Fără supărare, tankurile americane sunt urâte. În afară de acel Pershing și Firefly-uri, îmi pare rău să vă anunț, însă, mă rog, gusturile nu se discută, asta e adevărat, însă nu pot să compar tankul ăsta, pantherul ăsta, uitați cum arată, cu ăsta, sincer. Bun, ne întoarcem la meci, nu mai discutăm despre designul blindatelor grele, vedem niște eroi engineers încercând să facă ceva damage acestui Nebelwerfer, din păcate nu se va întâmpla și mor la datorie. Iar acum vedem că americanii sunt la 76 de puncte versus 366 de partea germană. Un match extraordinar făcut de jucători aliați, păcat să nu scoatem din, cum să spun, să nu-i uităm aportul acestui Hummel. A dat niște salve de artilerie demențiale, să nu uităm aici când a obliterat un squad de Rangers care ajuta aceste M10-uri. Și aici Pershing-ul din nou chemat, însă nu mai sunt șanse, este deja prea mult armor și ștugul de V3 frontal foarte greu le face față și Pershing-ul. Iar asta cred că va fi GG-ul din partea jucătorilor aliați, nu cred că mai au ce să facă. 69 de puncte pentru ei. Și
bă, și nu reușește să distrugă un Panther însălitat. Are V1 pe el, dar nu mai are viață să facă față. Acest Panther este hotărât să-l distrugă. Frumos, Michael, din partea jucătorului american, tot timpul ține cu fața. Și dacă salvează Bird și Ghost, să mai distruge Pantherul ăsta, nu știu, da, era prea frumos să se întâmple. Și vedem GG-ul. Așteptăm să se termine meciul. Well played, într-adevăr, un joc extraordinar. Bravo. Și vedem că... Nu știu ce se mai întâmplă, s-au dat GG-urile, dar... asistăm la un atac, asistăm la un masacru de tankuri. Două M10-uri vor distruge sau vor încerca să distrugă acest Panther. Ștugul acesta este aici, însă și acesta. Și ok, vei distruge acest Panther, însă ștugurile te vor mânca după aceea sau vor încerca să o facă. Încă un Panther care nu este reparat și îl va prinde și pe acesta, să vedeți. Se întoarce meciul acum, ce ziceți? Nu aș crede, totuși prea multe ștuguri. Destroyed Engine, încă un ștug aici. M10-urile acestea vor fi distruse. Și... meciul este gata. Prieteni, sper că v-a plăcut meciul. Am văzut bătălii de tankuri, am văzut bătălii de AT-uri, pierderi foarte mari de partea germană, micro extraordinar și decizii la unități de partea americană. Din păcate, eu zic că unitatea care a câștigat meciul a fost și acel Berge Tiger recunosc, dar și Hummelul ăsta care a dat artilerii foarte, foarte bune. Să nu uităm și pierderea acestui King Tiger, care, zic eu, a fost oarecum necesară. Se încerca ducerea trupelor aliate aici pentru a face față, iar în acel moment Panzer Elite a intrat și au fost prinși într-un clește. Acolo a fost, zic eu, bătălia decisivă. Sper că v-a plăcut. Warbringer aici, vă aștept și data viitoare. Salut!